Spiritul sărbătorilor aduce apropierea de familie, însă în cazul Irinei se pare că familia nu este așa unită cum ar trebui din cauza unor probleme mai vechi. S-a certat, frate, și cum, de ce ai plecat, ei, a fost pedepsit, a fost, știi, de ei, Doamne ferești. Și la mine cu fratele meu de asta se crească chestia asta cu... Și cu tata, știi, că era tatăl meu și al lui, nu? El a avut mereu chestii de-astea de... Nici nu știu dacă e gelozie, de pe mine mă iubește mai mult, că de mine are mai mult grijă, știi? Că eu sunt mai mică, că sunt fată, care are mai mare grijă de mine și așa mai departe. Noi cu fratele meu, când eu nu mi-amintesc câți ani am împlinit și l-am întrebat odată de ce mă urăște. Întrebarea asta, el a fost, știi, așa, și el a fost marcat și eu te urăști și eu zic, da, tu, inconștient, tu mă urăști cu mine. Tu nu-ți dai seama, dar faci niște chestii de parcă noi n-am fi frați, știi? De parcă n-ai vrea să-mi fie mie bine cum știi, știi? De parcă ai vrea să-mi demonstrezi ceva, de parcă lupți cu mine, de parcă eu nu... Și nici atunci n-a reușit să vorbească cu mine, tot n-are. Dar acum în ce relații sunteți? Vorbim foarte rar. Ne iubim, ne felicităm cu toate sărbătorile. Noi știi când eram mici, felicitările lui frate Mirau. Florile tale sunt în vază de ziua mea, știi? Nu am avut chestii din astea. Odată ne-am îmbrățișat și el mi-a zis te iubesc și eu mi-a zis te iubesc înapoi, doar nu. Dar el acum e în America, ai zis, nu? E singur? Nu, e cu soția lui și are doi copii, doi băieții. E bun. Și în momentele în care vorbeam ceva cu el și poate mai spuneam, încercam să-i povestesc niște chestii, iubirea lui frate-mi și a lui mama mea se rezuma la a face, știi, ceva pentru mine. A-ți trimite bani, a-ți face niște cadouri, a-ți achita ceva, știi? La chestiile astea s-au rezumat mereu. N-a fost în familia mea. Doar simt că mă iubești și atât, știi? N-a fost chestia. Și asta și s-a reflectat și în relațiile mele de cuplu, știi? Exact așa, parcă mai simțeam că îmi cumpără iubirea, știi? Îmi cumpără încrederea, îmi cumpără tăcerea, știi? Niște chestii din astea. La nivel inconștient, nu-ți dai seama de ele. De exact așa, cum se comporta mama și fratele meu cu mine, dacă mă încertam cu mama vreodată și nu vorbeam sau simțea ea că a greșit, știi cum făcea? Hai că am găsit niște cizme pentru tine într-un magazin, niște botine sau niște nu știu ce, hai să le probezi. Și după asta mi le cumpăra, mi le achita și mă îmbrățișa, mai dădea niște bani, hai merge acasă. Așa se împăca ea cu mine. Păi înseamnă că nimeni nu știe cum e să fii părinte. Știu. Nimeni nu știe cum ar trebui să fie, de fapt. Fiecare face cum știe, cum e... Îți dai seama că toți... Nu știu cum e să fie părinte, dar îmi imaginez. Îți dai seama că toți vor bine la copilul lui. Dar nu o să fie niciodată, nu poate să fie, să crească perfect. Nici nu există o carte, poate există o carte cum să fii părinte bun, dar niciodată nu merge ca în cărți. Ce-a zis singurul lucru care m-a ajutat în relația cu mama mea de când eram copil? Asta a fost momentul când am mers la psihologie și am început să-i pun eu ei întrebări, să-mi dau seama de ce ea cu mine așa s-a comportat cândva, știi? Din cauza că bunica s-a comportat așa cu ea, din cauza că bunica așa a făcut, știi? Până e unul mai breaz și își dă seama de fapt că tot merge într-un cerc din asta și așa și zici stop, eu o să fiu... altfel. Iată, așa s-a întâmplat în familia mea, pentru că din generație în generație s-au transmis niște chestii ce au mers, niște traume, au mers din generație în generație. Eu de mic am simțit o presiune maximă asupra mea, că eu nu sunt ca voi, eu nu gândesc ca voi. Dar fiind copil, nu știam, și eram rebel, făceam, nu fac nimic din ce spuneți voi, eu nu sunt ca voi, eu nu gândesc ca voi. Nu o să fac așa nicio secundă, știi? Și până m-am maturizat și am învățat să pun întrebări. Eu nu știu care e chestia, că tu ai foarte multe cunoștințe și multe experiențe de viață și multe experiențe din asta de familie, știi, și știi ce e bine și ce nu e bine. Chiar o să fie o mamă bună. Asta era cea mai mare frică mea când eram eu cu fosta mea relație, ziceam că mie mi-e frică când o să nasc un copil, o să activez toate traumele mele din copilărie și să nu acționez vreodată ca mama mea sau că... Și nu îmi zicea, nu există, știi, așa îmi făcea, știi? Cred. Tot mai... Depinde de puterea care o ai, că s-ar putea să se repete. Da, și eu, de asta mi-era frică, citiți-mi odată tot într-o carte. Nu, dar eu chiar cred că o să fie mamă bună, chiar o să vorbim peste ani, bătând să... Și așa îmi zicea și el mie, nu există așa ceva, tu o să fii cea mai bună mamă.
Și mi-e frică când o să nasc un copil, poate la chestia asta de depresie postnatală, poate o să încep și o să activez ca mama mea, poate o să mi strezească niște chestii care nu le-am. Și el îmi zicea, nu cred, nu cred, da. Dar nu cred că poate și din cauza caracterului tău puternic, mama ta aplica alte legi cu tine? Din cauza caracterului meu puternic ce? Mama ta aplica cu tine alte legi? Nu. Alte... Nu, atâta știam tu, dar nu că nu te iubi tu, Irina. Aia e chestia, pentru că așa, pentru că așa au fost și ei discuții, altfel nu au știut. Da, da, da. Capricile iubirii. Ce grele au fost cuvintele astea. Înțeleg că în familia ta noțiunea de dragoste este alta pe care poate ai perceput-o la oamenii din jurul tău. Da. Și asta te-a... Asta te-a făcut să faci facultatea de psihologie? Da, eram și clasa 7 când trebuia să scrim un eseu la limba română. Ce vrem să devenim și de ce? Ce facultate vrem să facem? Și eu am scris și argumentul meu a fost... Nu mi-am amintesc cum am scris tot, dar argumentul meu a fost că vreau să mă înțeleg cu mama. Bună seara, doamna Ana! Bună seara! Română! Salut! Salut, Hristos Maria! Adevărata în viață, mami. Și plângi. Nu plângi. Am să fac și eu ca mama lui Alex. Fii tare! Voi și faceți? Ce facem? Vorbim! Vorbiți? Ce putem să facem aici? Vorbim! Te așteptați să mă vezi la video? Da! M-am așteptat. Știam că o să sun. Da? Mhm. Cred că se aștepta mai mult să vă vadă aici, în persoană. Ar fi fost o... Eu înțeleg, dar eu am probleme cu actele și nu pot să vin. Da, eu știu că ai probleme cu actele. Le-am rezolvat? Ai fost la ambasadă? Încă nu. Încă nu. Sper măcar vara asta să ne vedem. Dacă nu o să fii bine cu actele, în septembrie vin acasă. Cu totul? Pentru totul. Totdeauna? Pentru totdeauna. Eu tot te aștept acasă. Doamna Ana. Da. Nici nu știu dacă să fac sau să nu fac chestia asta, dar voiam să vă întreb, când i-ați spus ultima oară fiicei dumneavoastră că o iubiți? Nu țin minte. Tare de mult. Tare de mult. De ce? V-a fost teamă? V-a fost frică? N-ați simțit? Așa nu mi-a fost teamă, nu mi-a fost frică, dar... Așa e educația dumneavoastră, poate? Poate. Dar ce simțiți pentru Irina? Sunt că-i singur acolo și... Îmi imaginez că vă e greu și dumneavoastră și probabil că veniți din generația aia în care copiii se îmbrățișau și se pupau în somn, ca nu cumva să li se urce la cap, cum se spune. Poate că da. Poate că da. Să știți că întotdeauna mama este primul om care ne vine în minte atunci când ne este greu. Și aveți o fată minunată, foarte frumoasă, foarte deșteaptă, instruită, la locul ei, cu minte. Uneori mai face ea un alta pe aici prin casă, dar până la urmă, ăsta, poate ăsta este rostul ei până în momentul ăsta, că poate păi va veni cineva pe și pentru asta, ea. Paula. Cine nu face asta? Toți mai fac câte o nefăcută. Dar nimic dramatic. Este un copil tare bun. Și vreau să vă mai zic ceva. Mulțumesc. Și semănați. Da. Semănăm? Da, da, semănați. Poate că. Da. Cu cine se seamănă dacă nu cu mama? Așa este. Irina, mai avem 10 secunde, dacă vrei să-i spui ceva da, mamei. Vreau să-ți spun că te iubesc și mi-e foarte dor de tine. Și mie mi-e dor de tine. Nu plec. Eu te înțeleg.
Doamna Ana, sărbători cu bine și să vă vedeți cu bine. Asta vă doresc. Mulțumesc, un pas și cinciul dumneavoastră și la toți concurenții. Doamne ajută! Mulțumim frumos! Seara frumoasă! La revedere! La revedere!